Nu no, prea m-am gândit în această dimineață, văzând pe geam că -i ceață, uite că și rimează, să mă duc la un pescuit, că am auzit că știu că este activă pe timp de ceață. Noapte toate bune, mă îmbrac, mă pregătesc, mă duc, ies pe ușa, când ajung jos, plouă. Nu no, stau câteva minute să mă gândesc, Ies, nu ies, mă mai duc, nu mă mai duc. Am luat așa o lenie, zic, hai că nu mă mai duc. Și ce să fac? Fac ceva de mâncare, n-am chef. Fac ceva curățenie, astăzi nici atât. Și m-am gândit să vă prezint momelile mele de tip pop-up. Așa că vom începe acest review al momelilor facem și un unboxing la această caserolă în care le țin și vă recomand și vouă, este foarte utilă. Și ce avem noi aici? O să vă zic și niște scurte povești despre ele, despre fiecare, care cu cât am prins, cu care cât am prins sau cum să zice și ceva în genul. Ok, o să încep cu acest Meto Dumbbell de 6 mm de la Petrișor Mix. O momeală foarte bună și prinzătoare pe aproape toate bărțile, în rândul plăticilor în special. Deci plătica e martă după astea. Ia uitați cum arată. sunt semi moi, deci intră foarte bine pe spin, pe spinul de mărime mică. Mai am acestea cu cril, tot de la Petrișor, 6 mm. Cam așa arată. La acestea n-am prea dat randament decât în rândul somnului pitic, dar pe un anumelac unde este o densitate destul de mare de sturion, acesta cu cril a dat randament comparativ cu alte arome. Următorul este... De la Addicted Carp... Carp Bites De căpșună și portocală O să scot câte una din fiecare să vi le prezint Este în două culori Este destul de flotantă, deci dacă îl veți folosi la un cârlic subțire sau de o dimensiune mai mică, acesta va avea nevoie de un plumb sau o contragreutate pe fir, ca să nu vă ridice tot înaintașul. Deci sunt foarte flotante acestea. Bun. Mergem mai departe cu Metodambululul de la Petrișor de 6 mm cu aromă de lămâie. Acestea arată așa. Au un miros foarte puternic de lămâie, de citrice în special. Cred că, nu știu, conține ceva sare de lămâie în componență, habar n-am, dar nu vi-l recomand deoarece n-am prins nici măcar un singur pește la aroma asta de lămâie. Deci nici crap, nici cel mai prost pește nu au venit la ele. Așadar, nu vi-l recomand. În continuare avem acestea tot de la Petrișor, Ciocoporto Superfluo, zice. Tot așa, sunt semi-soft, semi-moi, puțin mai flotante decât acestea, deși au aceeași dimensiune, 6 mm, deci puțin mai flotante, dar nu sunt destul de flotante cât să vă ridice cârligul, deci le puteți folosi liniștiți. Astea Sunt destul de bune la caras În special caras sălbatic Deci pe sălbatic faceți Nenorocire cu astea Mergem mai departe Aceste Dumbler de la petrișor Cu porumb 6 mm Nici la acestea N-am avut nicio prezentare importantă. Au așa un miros de porumb. Sunt destul de slăbuțe. În rândul somnului pitic doar au avut prezentări acestea. Mergem mai departe. Acestea de la Steg floating, Solubil boilies. Acestea sunt cu and butyric and muscle. Nu știu ce e acel muscle, dar au un miros foarte puternic de oțet. Și sunt foarte, foarte flotante, extrem de flotante, deci dacă le puneți chiar și pe un clig de având 8 mm chiar și pe un cărlig de 6 sunt șanse să vi ridice. Așadar, aveți nevoie de plumb deasupra cârligului pe fir. Nu sunt foarte bune, așa că nu vi le recomand. Le am de foarte mult timp, aș le-am testat pe toate apele și n-am avut prezentări la ele decât foarte slab. Bun, mergem la acestea de la Dynamite de 5 mm. Acestea sunt foarte bune în rândul ciortanului și inclusiv al carasului. Sunt micuțe și de o foarte bună calitate. Rezistă în apă mult timp. Plus că apar și prezentări la ele. Deci acestea vi le recomand. Uh, n-au aromă anume, adică nu scrie. O fi ceva aroma secretă a mărcii Dynamite. Ok. Apoi avem acestea de la Fiderix Zero Gravity Pineapple. Deci până acum acestea au fost cele mai Prinzătoare Pe toate apele am prins cu ele de ananas. Au un miros foarte, foarte puternic. 8 mm. Dacă nu mă înșel, sunt și de 5 sau de 6 mm variantă. Deci acestea au dar randament în toate lacurile, toate bălțile, toate apele. Sunt foarte bune. Am prins crap după crap. Caraș, sunt pitic, inclusiv sunt pitici mari. 7 mm scrie că au de ananas. Deci vi le recomand. Sezonul următor o să mai îmi cumpăr două cutii. O să mai îmi iau varianta cu cocos. Aceea nu am. Și probabil vor mai apărea și altele între timp. Deocamdată doar astea sunt de sweet formula ananas și cocos. Mai am acestea. Sunt în două culori, tot 7 mm. Au așa un miros, nu știu, tind despre ceva fructe, fructe exotice, naiba știe. Miros foarte bine și sunt aproape la fel de prizătoare ca acestea. Deci, vi le recomand și astea. Apoi, mai avem, tot de la Fiderix o variantă mai veche de căpșună. Nu prea sunt prinzătoare, dar uneori merg și acestea de 8 mm. Deși. Sunt mai mici ca dimensiune decât acestea de 7. Mai avem acestea de la Dynamite de 7 mm. Deci sunt o variantă mai mare decât acestea de 5. Tot așa, ceva aromă secretă, dar miros a portocale sunt foarte bune în rândul crapului au o flotabilitate perfectă, indiferent cu ce fel de cârlig pescuiești. Dacă folosești un fir de păr destul de subțire, ele vor pluti, dar nu vor ridica cârligul de la suprafața substratului. Bun, vom trece la următoarea serie de momeli. Cele artificiale. Avem aici porumb de silicon. De la Aldorado. Sweetcorn. Aromă de porumb. Așa arată. Sunt într-un lichid. Foarte puternic aromat. Dar. Nu am avut prezentări prea multe la această marcă și acest tip de porumb siliconic. Următorul este acesta de mango. L-am văzut în ceva reclame de pescuit, dar nu a dat nici măcar un rezultat. Ele arată așa. Au un miros foarte puternic de mango. Îmbibat în ele. Dar această aromă de mango nu mi-a dat nici măcar un rezultat pe niciun lac unde am fost. Sau probabil că nu le-am lăsat de, destul de mult timp în apă ca să-și facă acțiunea între pești. Ultimele două le am de la această marcă, de la Fidermania, tot porumb de silicon. Este aromă de fiț și aromă de pineapple, ananas și fițul ăsta e ceva așa acrișor, tinde spre ceva citrice, dar să știți că am prins foarte bine la el. O să-i și scot căpăcelul să vedeți cum este în interior. Așa se prezintă. Sunt de o culoare fluo. Nu știu la încărcarea cu lumină, dacă nu și luminează în apă. Probabil de aia au atins și atâtea prezentări aceste două modele de porumb siliconic. Să le prezint și acestea. Deci sunt jumătate verzi, jumătate albe. Și acestea au un miros foarte puternic de ananas. Și un capac destul de util pescuitului și închiderii. Așa arată. Zice că sunt mărimea largi, dar să știți că nu sunt foarte mari. Deci au o dimensiune foarte potrivită chiar și pe un câlic de 14 sau 16. Mai am aceste alune tigrate. Eu nu mai pot să deschid borcanul de cât timp nu le-am deschis. Așa arată gleand foarte mult timp când toate momelile ce vi le-am prezentat anterior nu dau niciun randament folosesc aceste alune tigrate, fac un pescui lângă mal, iau o mână de alune, le arunc în locul unde arunc și mă pun să mănânc sau alte îndelegniciri after Before. Și mai am acest porumb cu aromă de ananas Și acesta este un porumb natural Conservat, rezistă, nu se oxidează, nu se întâmplă nimic cu el Și ăsta l-am de vreo 2 ani Funcționează semi Deci, așa și așa Bun, acestea fiind spuse, o să închei acest vlog cu prezentarea care v-am făcut omomelilor. Dacă v-a plăcut acest video, lăsați un like și nu uitați să vă abonați. O zi bună!